Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dosarele Minții, dincolo de taburi și de canapeaua lui Freud. În seara aceasta ne-am reîntors într-unul din cabinetele în care am mai fost într-o ediție anterioară, bineînțeles alături de ursulețul de suport emoțional și de invitata mea din această seară, Mihaela Grimbobski-Avrămescu. Bună seara și mulțumesc mult încă o dată pentru această oportunitate de a putea să discut despre un subiect atât de drag mie, psihologie. Mă bucur și eu că sunt din nou aici și că alături de ursulețul de suport emoțional și de cei care ne urmăresc, vom putea să atacăm o temă despre care am mai discutat și care cumva mie mi-este foarte dragă, și anume adolescenții. Am avut până acum o ediție în care am discutat despre adolescenți la școală, despre adolescenți în probleme atunci când intră în conflict cu organele legale și cu tot ceea ce presupune norme și adecvat din punct de vedere social, iar în seara asta ne-am reîntors la baza problemei. Și anume, momentul în care adolescenții se confruntă cu situații pe care nu le pot gestiona și mai târziu devin adulți care trăiesc în continuare cu traumele din acea perioadă. Aș vrea să încep pe partea asta de adolescenți cu o întrebare simplă. Care sunt cele mai importante schimbări care se petrec în momentul în care un tânăr, un copil, un individ, o persoană, oricum am putea să denumim, pentru că acum depinde de cum se simte fiecare adolescent, cred că fiecare se simte diferit, unii se simt mai bătrâni, alții se simt mai tineri. Ce simte el sau ea în momentul în care atinge adolescența? Din punctul meu de vedere, dacă ținem cont de toate transformările care apar în perioada adolescenței, și mă refer aici de la probleme fiziologice, probleme morfologice, dezvoltare intelectuală, dezvoltare socială, adolescența cred că este cea mai stresantă și cea mai grea perioadă din viața unui om. Și pe partea cealaltă este perioada în care adulții care trăiesc lângă adolescenții dau cea mai puțină importanță. Pentru un adolescent toate problemele lui sunt o dramă. Iar părinții, cu experiență, știind că nu este așa, încearcă să le ducă în derizoriu. Iar asta formează în adolescenți o mare furtună. Se simt neînțeleși, se simt neîmpliniți, nu-și găsesc locul. Prima și cea mai importantă dintre schimbările care se petrec în această perioadă este dezvoltarea sexuală. Toată această furtună hormonală prin care trec îi fac să nu se regăsească. Mai mult decât atât, începutul dezvoltării vieții sexuale face ca anumite părți din creier să regreseze. Și astfel observăm adolescentul că nu se mai poate controla foarte mult. Controlul furiei este la el destul de mic. Iar și autocontrolul. Încep să apară dorința către a experimenta lucruri duse la extrem. Nu mai au foarte clar ce înseamnă riscul și atunci își asumă riscuri foarte mari. Pentru adolescent, din punct de vedere social, iarăși trecem de la perioada în care eram copilul casei, individul acela protejat, iubit de toți, și intrăm în societate și în care trebuie să căutăm și să ne găsim acceptarea la cei din jur. Deci, într-un fel, interesul lui pleacă de la a fi acceptat de familie către a fi acceptat de anturaj. Și iarăși asta vine cu foarte multe provocări, pentru că creierul adolescentului nu este încă pregătit să înțeleagă comportamentele complexe. Și el atunci tot timpul își pune întrebări. El nu știe ce se ascunde în spatele unui refuz, în spatele unui mimici, în spatele unui anumit gest. Și toate astea, iarăși, foarte, foarte mult încep să întărească atașamentele pe care le-am discutat în perioada de copilărie. Pentru că dacă un adolescent care a dezvoltat un atașament securizant știe cine este, știe că poate să aibă încredere, știe că poate să ceară ajutor părinților, o va face și cu cei din jur. Un adolescent anxios va deveni dependent de cei din jur, va face o groază de lucruri tocmai pentru a fi acceptat. Și iarăși, în funcție de anturajul pe care îl va avea, va face o groază de compromisuri. Se va angaja în comportamente de risc, în comportamente antisociale,
în funcție de ceea ce face anturajul. Iar un adolescent care are un atașament evitant va face totul singur, se va singura din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult va avea neîncredere în oameni, va refuza să ceară ajutorul chiar și când problemele lui îl depășesc. Pentru această primă parte a discuției noastre, care este ceva mai teoretică, eu m-am gândit la trei zone mari care m-ar interesa și care cred că ar fi interesante și pentru părinții care ne urmăresc. Și anume, aș vrea să discutăm și să intrăm puțin în partea asta de cum să interacționeze adolescentul cu părintele și cu atât mai mult cum poate ajuta părintele adolescentul, cum se dezvoltă relațiile dintre adolescenți și partenerii pe care și-i aleg la momentul respectiv. Aici aș vrea să intrăm un pic în prima dragoste, tragedia de a-ți pierde sufletul pereche și drama care urmează acestui prim moment al descoperirii și, evident, această parte cu prietenii. Cred că din moment ce am discutat despre anturaj, am putea să începem chiar cu a treia parte din această bucată și aș întreba, cum poate un adolescent să se descurce cât mai bine în grupul de prieteni și să nu cadă în capcana asta de a se conforma sau de a face ceea ce fac prietenii pentru a fi acceptat? În primul rând, eu cred că aș trebui să începem cu prima parte. Pentru că în continuare, chiar dacă anturajul este pe primul loc și integrarea socială are un rol predominant în gândurile adolescentului, suportul este tot cel familiar. Tot părinții sunt cei care pot să intervină în ceea ce își dorește și în ceea ce face adolescentul. Eu îi învăț pe toți când vin în cabinet și câteodată se uită la mine și râd. Apropo de cum să vorbesc cu adolescentul, cum să vorbesc cu părinții. Și le spun așa, vorbește cu copilul tău așa cum ai vorbi cu copilul șefului tău. Asta însemnând în primul rând, nu te enerva, nu încerca să-l umilești, nu țipa, nu-ți pierde răbdarea. Oricât de insignifiante ți s-ar părea ție dorințele și interpretările lui, încearcă să le explici cu calm și cu foarte multă răbdare. Pentru că asta îl va determina pe adolescent să vină și a doua oară și a treia oară să te întrebe. Cum spuneam și mai devreme, pentru el absolut tot ce îi se întâmplă are o rezonanță mult mai mare. Da, este o impregnare așa de dramă. Iar în momentul în care vei încerca să bagatelizezi chestiile astea, el va începe să mintă, va începe să te evite, va începe să se însingureze. Este normal totuși ca relația dintre părinte și copil, oricât de plină de probleme ar fi în această perioadă, să rămână totuși în niște limite cât se pare de normale. Iar în ceea ce privește pe adolescenți, de ce spun să se poarte părinții ca și cum ar fi copilul șefului, adolescenții ar trebui să se poarte cu părinții lui, așa cum se poartă cu părinții celorlalți prieteni. Am discutat săptămâna trecută cu un sociolog și comisar de poliție despre momentul acela în care părintele discreditează problemele copilului. Și de obicei, așa cum am spus și în emisiunea anterioară și o să accentuez și acum pentru că îmi doresc foarte mult cumva să trecem peste bariera asta, părinții de obicei vin cu argumentul: nu știi tu ce înseamnă problemele. La vârsta ta tu n-ai voie să ai nervi. Eu am trecut prin viață, tu ești abia la început. Asta nu e o problemă ce ți se întâmplă ție, să vezi greu când o să ai un job sau când o să ai o familie. Sau, nu mă interesează că suferi tu pentru că te-ai despărțit. Gândește-te că sunt oameni care își pierd un copil sau care divorțează. Sau li se dau tot felul de exemple din astea de tragedii care de obicei vizează viața adultă mai degrabă decât viața de adolescent. Și aici mie mi se pare o problemă foarte mare, pentru că de obicei acești adolescenți, pe lângă faptul că sunt discreditați și nu li se dă voie să își exprime emoțiile, pentru că părintele din start pune bariera asta, ajungem într-un moment în care el pur și simplu nu mai știe ce să facă. Cred că mai toți adolescenții din România, sau cel puțin o mare parte dintre ei, s-au lovit măcar o dată de sentimentul ăsta de a se duce la părinte și părintele să spună asta nu e o problemă. Și acolo, tu ca adolescent, rămâi fără un punct de reper. Nu mai ai de unde să ceri un sfat. Cum ar putea părintele, în momentul în care are impulsul ăsta de a răspunde asta nu e o problemă, sau ăștia nu sunt nervi, sau o să vezi mai târziu ce înseamnă viața,
să încerce cumva să empatizeze cu adolescentul? În primul rând, ce se întâmplă cu adulții este că uite că au fost adolescenți, uite că au fost copii, uite că au fost adolescenți. Ei trăiesc numai în prezent și, cum îi spuneam și fiicei mele, oricât de inteligenți ar fi adolescenții din ziua de astăzi, părinții oricum or să-i bată cu experiența. Dar experiența părintelui ar trebui să fie și în partea de adolescența lui proprie și personală și să-și aducă aminte cum se simțea în perioada aia. Iarăși o chestie care este verificată acum, spre deosebire de alți ani, în această perioadă dezvoltările astea tehnologice și schimbările sociale și structurale ale omenirii a făcut ca adolescența să înceapă undeva la 90 ani, deci mult mai devreme, și să se termine mult mai târziu, după 25 de ani. Știu că pentru părinți, și eu sunt părinte de adolescent încă, este o perioadă destul de grea, pentru că nu reușești să înțelegi cu totul ce se întâmplă. Dar nu întotdeauna trebuie să înțelegi, câteodată trebuie să dai credite și fără să înțelegi. Să învețe să-și asculte copilul. Cred că este cea mai important lucru dintre toate. Familia ar trebui să fie locul în care copilul să se simtă în siguranță, protejat și să nu fie judecat. Iar în momentul în care îi vei pune în discuția alegerile și îi vei spune asta este experiența mea, tu poți să faci și să-ți alegi drumul tău, dar eu asta am văzut, eu asta știu, și adolescentul va vedea că îi se oferă o decizie, să ia o decizie și nu îi se impune ceva, va învăța să-și ia singur deciziile, ceea ce pentru adult va fi extraordinar de bine. Trebuie să ținem seama, în primul rând, în ceea ce privesc comportamentele adolescenților, că apar trei lucruri importante. Unul este revolta față de tot ce înseamnă autoritate, începe în familie și după aia se continuă în școală și în societate, vrea să înțeleagă de ce sunt regulile, ce este cu ele, de ce ar trebui să le respecte. A doua este autoizolarea și însingurarea pentru autocunoaștere. Adolescenții sunt foarte introspectivi, își pun întrebări, cine sunt eu, ce trebuie eu să fac? Și astea sunt întrebări la care acum se răspunde foarte greu, pentru că există o mare problemă în ceea ce privește școala și educația. Dacă înainte exista acest învățământ vocațional, fiecare putea să-și dea seama care este materia care îmi place. Erau copii care excelau în anumite materii și știau, îmi place matematica, voi face politehnică, îmi place româna, voi face sociologie sau literatură, sau îmi plac limbile străine, asta voi face. Îmi place biologia, voi face medicină. Încercarea asta acum de a aduce pe toți la același nivel, toate notele contează, ei încep să învețe mecanic și nu mai își găsesc în ei abilitățile alea cu care sunt înzestrați, abilități care ca adult îi va face să-și găsească și profesia. Și din punctul meu de vedere, astea sunt cele mai mari întrebări pe care și le pun acum. Nu neapărat cine sunt, ci ce voi face. Aici, legat de această parte a întrebărilor și a lipsei de orientare la adolescenți, am observat că există o foarte mare problemă în această perioadă cu, nu știu cum aș putea să zic elegant sau plăcut chestia asta, deci o să zic foarte direct, cu tendințele suicidale sau cu momentele în care adolescenții ajung să comită gesturi pe care n-ar trebui să le facă. Am văzut niște studii în zona asta că adolescența este o perioadă mai predispusă la așa ceva, pentru că în general adolescenții cu depresie sau care vin din familii dezorganizate sau care nu știu cum să gestioneze situațiile din viața lor și care de obicei se confruntă cu situații neplăcute, ajung să creadă că ar fi mai simplu dacă s-ar termina lucrurile. Și atunci ajungem la tot felul de gesturi pe care măcar o singură dată fiecare dintre noi le-am auzit. Ca de exemplu, o să dau și eu un exemplu foarte personal, am avut o colegă de clasă despre care s-a știut că a încercat să facă așa ceva, fără detalii pentru că nu aș vrea să dau un nume, dar este exact acel gest în care fata a ajuns la spital cu intoxicație pentru că ingerase niște substanțe de curățenie în casă, ca să spun așa, și din nou, fără să intru în detalii.
cum am putea noi ca părinți, nu eu în mod deosebit, dar cei care ne urmăresc, sau eu ca viitor părinte, să încerc cumva să văd aceste indicii și să nu ajung în punctul în care să mă trezesc adolescentul meu a încercat să facă un gest necugetat. Iarăși aici să revenim al treilea comportament care se manifestă în adolescență este exuberarea autorealizării, în care adolescentul încearcă să devină un individ, să facă lucrurile autonom, fără ajutorul celor din jur, fără ajutorul familiei. Iar în această perioadă, tocmai această negăsire de sine, neîmplinire, nu știu cine sunt, nimeni nu mă înțelege, sunt singur, se manifestă în sufletul lui prin niște emoții total negative și care îl fac să simtă o durere extremă. În ceea ce privește suicidul la adolescenți, există două direcții. Una este cel demonstrativ, în care cerșesc atenție. Nimeni nu mă bagă în seamă și atunci voi face niște gesturi extreme, cum spuneam, la ei și în ceea ce înseamnă riscul, limitele sunt foarte, foarte joase. Și atunci apare această dorință de a arăta, vedeți-mă, uitați-vă la mine, exist. Și sunt cei care chiar nu-și mai găsesc energia necesară pentru a putea face față stresului. Pentru că în această perioadă stresul este una dintre cele mai importante componente ale existenței. Stresul de a fi acceptat, stresul de a-și face relații, stresul de a se găsi pe sine, stresul de a se autorealiza, de a acționa, de a lua decizii. Și poate pentru că cu asta ar fi trebuit să încep chiar și măcar acum, după ce am introdus subiectul ăsta. În calitate de psiholog, puteți să spuneți sau poți să ne spui în momentul ăsta, tu ca psiholog și ca reprezentant al Presley, că riscul de suicid la adolescenți chiar există? Și mă refer la asta pentru părinții care poate se uită la televizor și spun, băi, nu se poate întâmpla așa ceva, n-ar face niciodată. Nu-ți iei viața în adolescență când n-ai nicio problemă. Deci, cum spuneam și în emisiunea trecută, există un studiu făcut în America, cu toate că suntem cea mai prosperă, longevivă, sănătoasă, sigură perioadă din istoria omenirii, rata de suicid la adolescenți este cea mai mare din istoria omenirii. Și asta, în primul rând, este dată exact, ajungem iar la ce spuneam, la tipurile de atașament. În ultima perioadă, majoritatea adolescenților nu au un tip de atașament securizant. Și nu pentru că părinții nu i-ar fi iubit, ci pentru că ei au înțeles modul de comportament al părinților total diferit. Părinții sunt din ce în ce mai ocupați, sunt din ce în ce și ei mai obosiți, din ce în ce mai puțin implicați emoțional în relația cu copiilor. Și atunci aceștia dezvoltă aceste stiluri de atașament, fie anxios, care înseamnă dependență, fie evitant, care înseamnă îndepărtare și însingurare. Și în contextul în care vorbim despre tot acest tablou ușor macabru, dar pe care voiam să-l atingem pentru că totuși este o realitate și eu n-aș vrea în emisiunea asta să mai fugim de realități, cum putem noi ca societate sau noi ca oameni să îi susținem pe acești adolescenți și cumva să încercăm, nu neapărat să intrăm cu bocanci în viața lor, pentru că cu siguranță nu cred că asta este varianta, dar să le arătăm cumva că suntem acolo pentru ei. În primul rând, luând ei foarte în serios. Participam la un moment dat, iarăși nu vreau să dau de asta, cum îi zice, foarte multe date, participam la un consiliu profesoral în care era discutat problema unui copil care până în momentul ăla fusese un copil bun, cu note bune, cu performanțe școlare și în clasa 12-a era aproape de abandon școlar. Note slabe, multe absențe și se discuta problema cum să fie ajutat copilul ăsta. Și la un moment dat o profesoară de istorie se ridică și spune, mă mai lăsați în pace, ce atâtea drame la de asta? Mi-a spus că se sinucide și câți am văzut noi că se sinucid? Copilul ăla avusese deja două tentative pe care școala nu aflase. Pentru că în momentul, da, într-adevăr, ei sunt și foarte demonstrativi la vârsta asta.
Dar, din punctul meu de vedere, mi se pare mult mai productiv chiar să le iau în serios toate aceste demonstrații, dacă pot să previn măcar un caz de tentativă de suicid sau chiar de suicid. Iar ei trebuie luați foarte serioși. Iar sunt semne care se văd. Deci în momentul în care apar orice fel de slăbește sau se îngrașe foarte mult, modificări drastice de comportament, simt singurare foarte mare, refuză orice fel de legătură cu cei din jur, începem să simțim mirosuri de țigări, de alcool, un anturaj în care riscul este și de asta, comportamentele astea extreme este foarte foarte des întâlnit și toate aceste manifestări durează mai mult de 6 săptămâni, deja problema trebuie rezolvată. Și mai mult decât atât, și părinții trebuie să știe că nu le știu pe toate. Și ar trebui să ceară ajutor de specialitate în momentul în care copilul lor începe să manifeste aceste comportamente diferite față de cum era. Iar pentru adolescent, pentru că până acum am fost în partea asta de cum putem noi ca oameni să-i ajutăm, există vreun fel de cheia succesului sau secretul succesului sau pilonii stabilizării sau orice în zona asta, ceva de care adolescentul să se lege sau cu care să se conecteze în perioada în care totul e un tumult și nu mai înțelege ce simte și cum simte și nu mai știe cum să facă ordine? Da, deci pentru adolescenți cea mai bună metodă ar fi să fie ajutat să înțeleagă. Să înțeleagă că ce se întâmplă cu ei este total normal. Că faptul că începe să se dezvolte ca femeie sau ca bărbat, faptul că apar niște modificări în modul de a se gândi, în modul de a se manifesta, toate sunt normale. Iar din punctul ăsta de vedere, ar trebui în primul rând școala să intervină. Deci aici școala și-ar pune cel mai mare impact. Dacă ar exista ore de psihologie, ore în care să li se explice care vor fi transformările, să se aștepte la ele, să le poată preveni, să înțeleagă că sunt normale, să înțeleagă că adolescența este o perioadă atât de lungă, tocmai pentru că aceste modificări nu se fac la toți în același timp. De exemplu, unii se dezvoltă foarte precoce și atunci aceștia vor fi liderii de popularitate. Toată lumea va avea să imite, este deja un adult, ca noi acolo vrem să ajungem. Alții se dezvoltă mai târziu și vor fi cei că împotriva cărora vor exista acele manifestări de bullying, vor fi marginalizarea. Ei dacă ar înțelege lucrul ăsta din start, că ne dezvoltăm diferit și că faptul că la 18 ani nu am 2 metri ca bărbat sau că la 18 ani încă nu am sâni, nu este o problemă, pentru că există timp în continuare în care lucrurile astea se pot dezvolta. Vor fi liniștiți pentru că vor ști că au timp să poată să aștepte. Nu totul se întâmplă acum, nu totul se întâmplă aici. Avem o viață înainte și lucrurile vor veni unul după altul. Iar adolescenția asta trebuie să înțeleagă, să înțeleagă ce e cu ei, să înțeleagă ce va urma. Pentru un moment, discuția se pare că merge foarte amplu în zona asta de a rezolva ceva și mă bucur că după ce am trecut prin aceste părți mai triste ale posibilității ca lucrurile să meargă prost în adolescență, ne îndreptăm către soluții. Către soluții ne vom îndrepta și în cea de-a doua parte a emisiunii, după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim! Am revenit, suntem în continuare în cabinet alături de ursulețul de suport emoțional și de Mihaela și continuăm discuția pe care o începusem înainte de pauza de publicitate. Discutam despre problemele adolescenților și despre ce se întâmplă cu ei, cu dezvoltarea diferențială și toate presiunile care apar. Următoarea mea întrebare, observând un trend, în primul rând, printre prietenii mei. Pentru că, totuși, psihologia și ceea ce încerc eu să arăt aici este faptul că nu este o știință exactă ca matematica, care se întâmplă doar pe hârtie, ci este printre noi. Trăim, suntem oameni, psihologia este despre noi. Și observ din ce în ce mai mult două tipuri de comportamente în ceea ce privește adolescenții și tinerii. Tiparul de ce mă fac cu viața mea, n-am făcut nimic până acum, deși vorbim despre vârste foarte mici. Prin această situație am trecut și eu, mie nu mi-e teamă să recunosc și mai am și un prieten care cumva este tot în situația asta. Eu pe la vârsta de 18-19 ani aveam niște probleme existențiale gândindu-mă ce fac că eu nu sunt măritată, n-am o familie, nu am o casă, nu am un job, nu o să ajung, nu o să reușesc să fac nimic.
un pic cam ciudat dacă ne gândim la faptul că eu aveam 18 ani când îmi puneam problema că nu am o familie și că nu am un job și că nu am o casă. Într-o situație similară am un prieten care acum lucrează, are un job stabil și este în această criză de trebuie să-mi cumpăr o casă, aș face nunta mâine, trebuie să am o familie și mai departe. Dar mai sunt și ceilalți care trăiesc foarte liniștiți și indiferent de ce s-ar întâmpla, este foarte mult timp, nu ne grăbește nimeni, avem o viață înainte, până la 40 de ani am tot timpul. Cum apare diferența asta și presiunea asta între cei care vor atât de mult și atât de repede și cei care cumva au timp? Cred că asta este fraza, ei au timp. În primul rând, deci în adolescență, una dintre cele mai stringente probleme este această presiune socială. Presiune pusă de familie, presiune pusă de prieteni, presiune pusă de societate. Acum mai mult ca niciodată, această presiune este și mai acută, deoarece existând internetul, orice adolescent se poate compara cu toți adolescenții de aceeași vârstă cu el. Și este inevitabil în momentul în care intri pe Facebook să nu vezi ce a făcut unul, ce a făcut celălalt și să te compari cu el, mai ales dacă ai fost și în tinerețe, în copilărie, într-o familie în care această comparație exista tot timpul și comparația făcută în defavoarea ta, atunci și tu te vei continua, să te compari și să spui etichete. Iar în ceea ce privește această diferență de comportament între adolescenți, este exact tot ce discutam despre stilul de atașament. Pentru că dacă am dezvoltat un stil de atașament anxios, voi fi dependent de grupul de prieteni, voi fi dependent de acceptarea socială, voi încerca să fac totul pentru a merge către un perfecționism dus la extrem. Și atunci, fiind convins de faptul că eu nu pot fi iubit decât dacă dăruiesc, decât dacă demonstrez, toată viața mea va fi demonstrativă. Fac cu tare lucru ca să fiu acceptat, ca să fiu iubit, ca să mă simt bine. Pe partea cealaltă, în ceea ce privește atașamentul de tip evitant, evitantul știe că trebuie să se descurce singur. Și atunci el spune, n-am de ce să demonstrez nimic. Când mă voi hotărâ să fac ceva, îmi va ieși perfect din prima. Știu că pot, știu că sunt în stare, ce rost are să mă complic acum. Am timp. Cea mai mare problemă, asta spuneam, datorită faptului că noi venim dintr-un regim, într-un fel dictatorial, cu niște probleme de trai, cum povesteam, mamele erau obligate la 3 luni de zile să se întoarcă la serviciu, majoritatea copiilor din ziua de astăzi sunt pe cele două tipuri de atașament, evitant sau anxios. Cu stilul de atașament securizant au rămas foarte puțini. Iarăși de asta auzim și părinții, spre deosebire de alți ani, că se plâng din ce în ce mai mult de adolescentul din casă, pentru că relațiile cele mai bune și line sunt cu un adolescent care are un atașament securizant, care știe cine este, știe că este, care este locul, știe că are încredere în oameni, știe să ceară ajutor când este depășit de situație. Dar ăștia au devenit din ce în ce mai puțini. Și nu este vina părinților, să nu înțelegem că părinții au vreo vină, pentru că mulți vin în cabinet și îmi spun, părinții mei sunt de vină că eu sunt așa. Orice ar face părinții nu depinde foarte mult de ei sau nu 100% din procentaj. Depinde de cum a înțeles copilul, modul în care părinții l-au crescut. Și mi s-a întâmplat la un moment dat să am pacient la 40 și ceva de ani care a spus, de astăzi voi rupe relația cu părinții, pentru că dacă eu sunt neîncrezător în mine, dacă nu-mi găsesc drumul, dacă nu sunt fericit, este vina părinților și cum m-au crescut. Și singurul lucru pe care am putut și l-am arătat, i-a spus, de fapt, tot ce s-a întâmplat cu viața ta a fost alegerea ta. Părinții tăi ți-au arătat o cale, dar nu ești obligat să o urmezi. Tu trebuie să-ți faci singure alegerile, iar ceea ce ești acum este exact suma a ceea ce ai făcut până acum. Ceea ce faci acum este ceea ce vei deveni în viitor. Dar legat de această situație cu părinții, ce se întâmplă atunci când, de exemplu, adolescentul sau tânărul are niște probleme pe care să spunem că cumva le știe, le conștientizează? Și părintele
continuă să apese niște butoane sau să calce niște zone sensibile despre care oarecum știe că îi fac rău adolescentului sau tânărului. Și atunci cumva se naște o relație toxică în care părintele face uneori fără să vrea. Pentru că nu spun că părintele vrea să-și rănească copilul, în niciun caz. Dar fără să vrea, prin natura lui, continuă să rănească copilul sau tânărul sau adolescentul prin anumite acțiuni. Ce se poate face acolo? Toate aceste probleme, exact cum spuneam, în momentul în care încep să ne depășească, trebuie să recunoaștem că ne-au depășit și să cerem ajutorul unui specialist. Este cea mai sigură metodă și, în primul rând, de ce? Spuneam de faptul că adolescenții sunt revoluționari și, ca atare, cu greu vor accepta orice fel de indicație, orice fel de sfat venit din partea părinților, pe care îi văd ca în adolescență chiar, ca pe niște dușmani. Sunt cei care nu mă lasă să fiu un individ, sunt cei care în continuare vor să hotărască pentru mine, cei care vor să mă transforme în ceea ce vor ei, nu ce sunt eu. Specialistul va fi persoana autoritară care va fi echidistantă față și de adolescent și față de familie, și care va arăta și părintelui cum trebuie să acționeze și adolescentului să înțeleagă de ce părintele acționează așa. Că de multe ori părinții nu acționează pentru a răni, ci pur și simplu au un comportament pe care și ei l-au învățat. Lucrurile care pe ei l-au motivat poate nu mai motivează adolescentul. Iar în momentul în care rezultatele nu apar, ar trebui să-și pună întrebări și adolescentul și părintele: de ce nu mai există rezultate? De ce nu putem să mai comunicăm? Sau și dacă comunicăm, o facem agresiv, cu drame, cu trântit ușa și așa mai departe. Dacă din punctul de vedere al adolescentului comportamentul ăsta este normal, da, să facă drame, pentru părinte nu este. Și pentru că am targetat deja până acum partea aceasta de familie și de anturaj și de prieteni, ne-a mai rămas acea bucățică despre care vorbeam la început, legată de relațiile cu partenerii. Și în adolescență, de obicei, se întâmplă acea primă mare dragoste. Evident că sunt și cazuri pe care le cunosc și eu, de acei sweethearts din liceu, care se cunosc în liceu și merg la facultate împreună și rămân împreună și au un copil și trăiesc împreună până la adânci bătrâneți. Astea sunt de obicei cazurile astea cinematice, care din când în când mai apar și în viața reală. Însă pentru muritorii de rând sau pentru populația obișnuită, de obicei este un proces din ăsta de te îndrăgostești, mai suferi, treci peste, mai găsești pe cineva. Însă pentru adolescenți în general, prima dragoste sau prima relație serioasă este o adevărată dramă, în momentul în care ajunge la final sau în momentul în care ceva nu mai merge. Cum ar putea părinții să-și ajute adolescenții în momentul ăsta și cum ar trebui adolescenții să înțeleagă această primă implicare emoțională cu un partener? În primul rând, în perioada de adolescență, adolescenții devin dependenți de dopamină. Este hormonul care se degaje în momentul în care faci lucruri noi, palpitante, și care este răspunzător de senzația de fericire și de plăcere. Pentru ei, prima dragoste este ca prima doză de drog. Da, simt acea plăcere deosebită, sunt primele emoții la o intensitate extremă față de altcineva decât față de familie. Și bineînțeles că ni se pare că prima dragoste va fi și ultima. Adevărul că asta este diferența între prima și ultima dragoste, da? Despre prima dragoste credem că este ultima, despre ultima credem că este prima. În primul rând, iarăși revenim la genul de atașament. În momentul în care avem un stil de atașament anxios, vom încerca să facem totul pentru a demonstra celui de lângă noi cât de mult îl iubim. Iar de obicei, dramele adolescenței nu pornesc de la relațiile fizice, îl iubesc pe Gigel și suntem împreună. Sunt acele povești ascunse. Visez la Gigel, care este cel mai popular din școală, el nu se uită la mine, nu mă bagă în seamă și eu oftez și sufletul meu este disperat și n-am cui să-i povestesc, că dacă îi spun mamei, mama o să spună: stai, mamă, liniștită, că o să ai atâția Gigei în viața ta că o să te saturi. În primul rând,
Adolescentul trebuie să înțeleagă faptul că aceste sentimente sunt atât de frumoase și să le trăiască din plin, fără să-și facă niciun fel de problemă că se va termina la un moment dat. Să trăiască intensitatea trăirilor atunci când sunt. Iar părintele trebuie să înțeleagă că indiferent cât îi va spune adolescentului despre ce se va întâmpla în viitor, creierul nu este pregătit să se gândească pentru mâine. El trăiește acum și în prezent. Iar în momentul în care înțelegi lucrul ăsta și în momentul în care ești lângă adolescent, indiferent cât de mici, cât de ciudate, cât de hilare ți se vor părea problemele lui, lucrurile n-au cum să nu meargă decât într-un făgaș cât se poate de normal. E, cum spuneam, eu am o adolescentă în casă, o adolescentă târzie, și cu care mi-am retrăit adolescența, recunosc foarte cinstit. A fost pentru mine, cred că una dintre cele mai frumoase experiențe, după experiența de a fi însărcinată cu ea. Să retrăiești împreună cu ea toate aceste căutări, toate aceste întrebări, toate aceste nesiguranțe, neliniști. Te face într-adevăr ce discutam de dimineață, îți dă sentimentul ăla că trăiești, că ești viu și că încă poți să simți toată frumusețea vieții. Cumva, după perioada asta de adolescență, presupun că în perioada adultă, aceste sentimente sau trăiri se mai stabilizează. În adolescență, ele evident sunt foarte puternice, sunt foarte nervoase. Întrebarea aici ar fi, cum putem ajuta adolescentul ca în aceste momente cumva să stabilizeze și el sau măcar să încerce să facă asta, astfel încât să nu reprezinte un impediment în activitatea lui? Și aici vorbesc exact despre acele drame din iubire și din relațiile interpersonale în care adolescentul vine și spune nu mai vreau să merg la școală pentru că m-am îndrăgostit și vreau să merg să îmi urmez pasiunea, nu știu, sau iubirea. Am tot un caz concret aici în minte, povestit de un profesor care era diriginte la o clasă și avea o fată cu niște rezultate destul de bune, dar care se îndrăgostise și din toate rezultatele bune pe care le avea, ea nu mai voia școală sau orice fel de parcurs educațional și voia să meargă să se căsătorească cu Gigel și să aibă o familie cu Gigel. Nu spun că este greșit, fiecare are dreptul să-și facă propriile alegeri, dar este un pic atipic și probabil un pic nepotrivit, dat fiind faptul că relația era foarte la început. Că nu vorbim de câțiva ani de zile, vorbim de câteva luni, după care adolescenta voia să ia decizia asta. Cum ar putea totuși adolescenții să mai tempereze puțin din trăirile astea și să se comporte mai ca un adult, să spun așa? Deși e foarte complicat să frazez treaba asta. Întrebarea asta vine exact ca și cum ai întrebat vreodată un adolescent de ce este adolescent. Sunt comportamente duse câteodată la extrem. Este și perioada în care asta cu căsătoria este ca și aia cum mă urc pe tren ca să fac, să prind momentul de aur, să fac poza nu știu care, să prind nu știu câte like-uri și ne trezim după aia că s-a descărcat un arc voltaic și respectiv o adolescent a murit. Cu toate că exemplele sunt, lucrurile astea încă se întâmplă. Dă-i alternative copilului. Explică-i că lucrurile se pot întâmpla și așa și așa. Și că dacă cineva te iubește și este lângă tine, o să fie și peste 20 de ani. A grăbi lucrurile, eu am o vorbă, fiecare lucru se face la timpul lui. A grăbi lucrurile, a încerca să trăiești ori înainte, ori după, este cu anumite riscuri. Ești în stare să ți le asumi și mai mult decât să-ți asumi rezultatele acestor riscuri. Pentru că, în primul rând, unei adolescente de genul ăsta, eu aș întreba o simplu. Îți dorești să rămâi toată viața ta mamă și nevastă sau vei vrea să ai și o viață socială? O viață socială însemnând că ai terminat o școală, ai făcut o facultate, ai o meserie. Dacă mâine, poi mâine, nu spun că Gigel te părăsește. Că dacă îi spui că o părăsește, nu o să accepte niciodată. Doamne ferește, mâine pe Gigelul ia în armată și nu mai este lângă tine. Din ce vei trăi? Din ce îți vei susține familia? Sau Gigel nu mai are serviciu. Ca să-i arăți că îl iubești, trebuie să fii lângă el. Cum îi vei dărui ce ți-a dăruit el? Și dându-i alternative de genul ăsta, îi dai posibilitatea să vadă că lucrurile nu sunt chiar atât de simple cât par la prima vedere. Pentru că pe lângă această dorință nebună de iubire pe care o avem în adolescență, avem și dorința de autorealizare socială.
Și atunci, astea sunt pârghiile prin care poți, într-adevăr, să lucrezi cu un adolescent. Ar fi cumva util, deși asta este o întrebare redundantă, dar am mai discutat despre asta și înainte să intrăm în emisiune. Ar fi cumva util măcar să tragem un semnal de alarmă în emisiunea asta și să atragem atenția asupra faptului că ar trebui ca și în școală să se discute despre lucrurile astea? Pentru că mă gândesc inclusiv la postura în care era acel profesor pe care l-am cunoscut eu, în momentul în care nu era un profesor de specialitate de științe socio-umane, era de o altă specialitate. Și se confrunta cu această situație în care, repet, avea un copil foarte bun care voia să renunțe la viața academică din niște motive, nu vreau să spun neimportante, pentru că exact greșeala asta aș face și eu pe care o fac părinții, dar din niște motive care nu erau potrivite. Pentru că exact discuția asta am avut-o și eu la momentul respectiv. Dacă ar fi vrut să renunțe la școală pentru că nu mai avea posibilitatea financiară sau ar fi avut o dramă în ceea ce privește starea de sănătate sau ceva de genul ăsta, cumva ar fi fost justificat. Dar să renunți la viața ta academică pentru o iubire care pare a fi aceea mare, dar fără să ai siguranța asta, pentru că, repet, vorbim doar despre câteva luni, e un pic greșit. Și am trăit momentul în care am văzut acel profesor având această dilemă existențială, nu neapărat de ce este corect sau greșit de făcut în situație, ci cum să vorbesc cu acest adolescent. Cum să o fac să înțeleagă că poate să facă mai mult de atât sau că nu trebuie să iau o decizie atât de drastică. O să fac două metafore. Da? Psihologia ar fi foarte important de învățat în școală și atât pentru profesori și cât și pentru copii. Pentru că pentru profesori a ști psihologie, gândește-te că ai un aparat de radio. Da? Este foarte ușor să-l faci să funcționeze apăsând pe buton. Da? On-off. Ce se întâmplă în momentul în care ceva se întâmplă, da? Și nu mai funcționează, ca în cazul copiilor și adolescenților. Nu renunț la el. Știind psihologie, știind cum funcționează, încerc să-l repari. Asta ar fi din punctul de vedere al profesorului și al adultului, chiar al părintelui. Iar în ceea ce privește copiii și adolescenții, întotdeauna eu spun, cine a citit bazme și povești românești? Toate bazmele pe care le citim sunt un fel de ritual de trecere. Da? Este călătoria eroului spre autodefinire. Fix asta este copilăria și adolescența. Iar în toate poveștile românești apare ori calul vorbitor, da? Din care din urechi scoți peria, pieptenul sau năframa pe care le folosești, sau baba vrăjitoare care îți dă aceste instrumente. Pentru copii, psihologia asta este. Sunt acele instrumente care îl vor ajuta pe el să se înțeleagă și să facă față unor evenimente. Am înțeles că cei de la Mind Architect au făcut acum un program în care toți profesorii care își doresc să predea neuroștiințele la clasă au posibilitatea gratuit să o facă. Și le-aș recomanda celor care într-adevăr țin la copii și își iubesc elevii să folosească aceste instrumente, pentru că sunt extraordinar de bune. Îi ajută și pe ei, și pe noi ne ajută, dar și pe ei îi ajută să se înțeleagă și să știe că totul pe lumea asta are o soluție. Legat de această situație cu totul pe lumea asta are o soluție, mi s-a părut o chestie foarte interesantă când citeam despre problemele astea pe care le-am avut în prima parte cu suicidul și cu tot ceea ce pare irezolvabil în adolescență. Citeam mărturia unei persoane care a încercat să se sinucidă, dar a fost salvată și a spus o chestie care probabil va rămâne cu mine toată viața. Totul părea irezolvabil până în secunda în care am făcut pasul și mi-am dat seama că existau o grămadă de soluții. Mi se pare exact la fel și cu adolescenții, pentru că și din discuții și din ceea ce am citit și am mai descoperit și eu, în momentul în care ei se cufundă în problema lor, simt că de acolo chiar nu mai există nicio scăpare. Dar dacă reușești cumva să-i scoți, și eu spun asta la un nivel foarte începător, adică o spun ca un novice în domeniul psihologiei, cu siguranță tu poți să confirmi sau să dai mai multe detalii,
Dar mi se pare foarte frumos că atunci când reușești să-i scoți și să-i dai un pas înapoi din problemă, deja văd o grămadă de soluții și pot să facă un brainstorming întreg cu privire la toate soluțiile care sunt în situația aia. În primul rând, noi suntem o societate care punem foarte mult accent pe greșeală. Și părinții fac chestia asta, avem impresia că lucrurile bune vin de la sine și trebuie să accentuăm ce nu merge. Și atunci, în majoritatea cazurilor, oamenii pe care îi întâlnesc sunt căutători de probleme, nu de soluții. În momentul în care îți vei învăța mintea să caute soluții, și asta înseamnă la un moment dat, este lucru pe care l-am învățat printre primele dăți la profiling. Viața este ca un diamant, are un milion de fațete. În momentul în care o ții foarte aproape diamantul ăsta, vezi o singură fațetă și ți se pare că aia este întreg universul. Când încerci puțin să te detașezi de ea, atunci vei vedea multitudinea de soluții, de posibilități. Să nu le fie frică să ceară ajutorul. Iarăși, în această perioadă, un lucru pe care societatea românească nu îl mai face de niciun fel, în această perioadă începe căutarea de mentori, de oameni pe care să-i imite, pe care să-i divinizeze, cu care să dorească să se compare. Noi nu mai administrăm mentor pentru copii. Sau ceea ce administrăm noi sunt acele așa zise vedete din online, din audiovizual, care n-au niciun fel de substanță, n-au niciun fel de substrat. Sunt un ambalaj și atât, un conținut gol. Și este normal ca acești copii să fie într-o disperare pentru că nu au modele după care să se ia. Putem cumva să facilităm această găsire de modele? Noi ca societate sau noi ca părinți sau noi ca prieteni sau noi în general, putem cumva să îi ajutăm pe adolescenți să găsească acea persoană sau acel ideal cu care să se identifice? Deși e foarte mult spus ideal. Personalitatea noastră se formează ca un fel de puzzle. Un puzzle din ala pentru 30 de ani plus, da, cu un milion de piese pe care le adunăm din toate părțile și pe care din când în când le mai și înlocuim. În momentul în care îți înveți adolescentul în primul rând să-și descopere care sunt valorile, care sunt lucrurile alea de care vrea să țină cont într-adevăr în viață, va ști să-și găsească și drumul, pentru că va începe să-și facă singur alegerile. Și asta este, cred că, cel mai important lucru dintre toate, să știe să nu aleagă alții pentru el. Iar întorcându-ne un pic la partea asta de ce se întâmplă în adolescență și de relații, un alt subiect foarte sensibil este acela al debutului vieții sexuale. În principiu, eu am fost destul de activă și de vocală legat de faptul că îmi doresc introducerea acestor ore de educație sexuală și nu, din nou, nu pentru că îmi doresc ca la școală să li se predea copiilor tot felul de lucruri pe care unii oameni își imaginează că le vor învăța, ci nu, mi-aș dori ca adolescenții și ca tinerii să învețe despre ce înseamnă emoțiile, despre ce înseamnă situațiile pe care le vor parcurge, despre ce presupune să te implici conștient într-un debut sau într-o activitate sexuală, pentru că mi se pare cumva că în momentul de față, cumva tinerii și adolescenții nu prea mai au un punct de reper. Și tot aici vine și literatura să întărească faptul că foarte multe comportamente delicvente sau foarte multe acte agresive cu tentă sexuală, care ajung de obicei în dosare pe la poliție, au ca justificare, am văzut asta într-un film pentru adulți, sau am auzit că se face, sau mi se părea interesant. Și eu cred că mare parte din această agresivitate care se manifestă aici sau această tendință de a duce lucrurile la extrem vine și din faptul că adolescenții nu mai știu cum să conecteze această latură sexuală cu latura emoțională. Nu că nu mai știu, n-au știut-o niciodată. Sau așa. Deci n-au știut-o niciodată. Deci noi venim echipați cu instrumentele necesare, dar nu ne învață nimeni să le folosim. Și atunci, ca orice fel de nouă activitate, ea trebuie învățată și ar trebui învățată în niște limite normale, spun eu. Să înțeleagă ce înseamnă aceste emoții, să înțeleagă că nu este obligatoriu sau nu sunt lucruri care se fac la presiunea grupului sau la presiunea socială, așa se face, hai să facem și noi.
că, de fapt, ceea ce înseamnă sexul nu ține de performanță, cât ține de potrivire, să încerce să facă mai întâi stabilizarea părții emoționale și apoi să treacă la partea fizică. Și să învețe experimentând într-un mod cât se poate de inocent, ca să spun așa. Și eu am avut nenumărate discuții legate de această educație sexuală și am explicat-o foarte clar. Educația sexuală nu e despre pornografie, ci tocmai despre a-ți face propriile alegeri. De a ști ce îți dorești de la tine, de a ști ce înseamnă partea asta, pentru că sexul delegat de emoție este sport la sală. Dacă chiar ai nevoie de adrenalina aia, du-te și aleargă pe bandă. Asta sună așa ca un motto pentru ceea ce înseamnă în momentul de față. Bine, am văzut și foarte multă deschidere către zona asta, mai ales în zona cinematografică, și tot mai mulți adolescenți se identifică cu filmele astea sau cu cărțile astea. Literatură de bulevard cu oarecare tentă pornografică, i-aș spune eu, fără să nominalizez specific care film sau care titlu. Și foarte mulți tind să se identifice cu ideea asta și să creadă că cu cât au mai multe aventuri sau one night stand-uri, cum se numesc, sau cu cât se implică și au o listă mai mare de parteneri, eventual notați cu nume și prenume și adresă și număr de telefon, cu atât sunt mai buni, mai importanți. Da, pentru că acum există de asta, cum zice, acum există internetul. Este prima perioadă în care poți să știi totul despre respectiv înainte să fi vorbit vreodată cu el. Ai deschis pagina, l-ai urmărit, știi ce face, care sunt activitățile, și atunci, în loc să descoperim cine este celălalt, trecem direct în partea asta la altă de așa zisă intimitate, cum o credem noi. Dar intimitatea este mai mult decât atât. Intimitatea nu este să te dezbraci în fața unui om. Intimitatea înseamnă să-l cunoști pe omul acela, să te dezbraci psihic în fața lui, să-ți arăți vulnerabilitățile, să știi că oricând la o întindere de mână este lângă tine, chiar dacă tu poate nu-l vezi. Și în detrimentul acestei intimități normale, am trecut la intimitatea fizică. Și de aici iarăși apar nenumărate probleme în cuplu, pentru că da, într-adevăr, cum spuneai tu de cuplurile de aur, există și cupluri în care mai întâi fac sex și după aia își dau seama că se potrivesc. Dar în majoritatea cazurilor încep o relație cu sexul și după aia văd că între ei de fapt nu există niciun fel de legătură. Pentru că orice relație implică respect și încredere. Când astea două nu există, relația stabilă nu poate exista. Mai mult decât atât, oamenii nu pot să fie împreună cât am fi de social, decât în momentul în care avem măsuri, valori, idealuri, dorințe asemănătoare. Și acum, pentru că am ajuns, din păcate, la finalul acestei ediții, despre care cred că am fi putut să mai vorbim destul de mult, adică măcar câteva ore, aș vrea pentru cei care ne-au urmărit și în special pentru adolescenți mai degrabă un sfat sau un gând cu care ei să rămână după emisiunea asta. Ceva ce ar putea să funcționeze, nu știu, ca un motto pentru ei în această perioadă a adolescenței. Să nu le fie frică să ceară ajutor. Asta este cu probabil un gând minunat. Cu acest gând o să închei și eu această ediție. O să atrag și eu atenția asupra faptului că și eu, pe vremea când eram adolescent, am cerut ajutor și chiar am aplicat acest motto fără să-l știu, de a nu-ți fi teamă să ceri ajutor, pentru că atunci când am simțit că lucrurile mă depășesc, am întins o mână și am mers mai departe și am căutat pe cineva care să mă poată ajuta. Și cu acest gând aș vrea să rămâneți și dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit în această seară, că niciodată nu suntem cu adevărat singuri și că întotdeauna este cineva care ne poate ajuta. Rămâneți în continuare pe Campus TV.